În această ediție a investigatorilor vom răspunde întrebărilor rămase după rezolvarea unui caz celebru care a ținut prima pagină a ziarelor vremii. În urmă cu 20 de ani, un eveniment tragic a zguduit societatea românească și a creat zvonuri, rumori care au dat naștere unor scenarii teribile. Pot afirma fără tăgadă că, prin notorietatea celui implicat, cazul a fost în atenția a milioane de români și a creat, până la finalizarea lui, o presiune enormă asupra autorităților. Sunt stupefiat, nici nu-mi vine să cred. Mi-a fost elev, coleg și colaborator. Sunt pur și simplu răscolit. Ce să spun, mi se pare un lucru îngrozitor. A fost un profesionist. Arta românească a pierdut un om de mare valoare. Sunt blocat și profund îndurerat de dispariția lui. Viața noastră artistică va fi lipsită de zâmbetul, talentul, tinerețea și exuberanța celui care a fost Ioan Lucian Mihalea. A fost un profesionist adevărat, a făcut niște lucruri unice. Numai un nebun putea să-i curme viața. Nu pot să cred că Oanță a murit, parcă am pierdut ceva din mine. Îmi este greu să cred că poate fi adevărat. E greu de crezut că un om ca el, cu un trecut artistic nepătat și cu o gândire mereu tânără, poate fi răpit mișelește dintre noi. Eu sper că imaginea și tot ce a făcut el să nu fie uitate. Acestea sunt numai câteva din mesajele lumii muzicale românești la vestea de acum două decenii că Ioan Lucian Mihalea a plecat la numai 41 de ani dintre cei vii. Știrea a căzut ca un trăsnet și opinia publică și-a dat frâul liber imaginației. Modalitatea în care a fost ucisă și speculațiile privind orientarea sexuală a victimei nu au făcut altceva decât să alimenteze zvonurile și folclorul tabloidelor. Raportul medico-legal conține concluziile rezultate în urma autopsierii și stabilește că moartea lui Ioan Lucian Mihalea a fost violentă, fiind cauzată de asfixia mecanică produsă prin strangulare, precum și de hemoragia meningocerebrală, consecința unui traumatism craniocerebral cu fractură de boltă și bază craniană. În același timp, examinările de ordin anatomopatologic au evidențiat prezența unui număr de 67 de leziuni traumatice. Sexul și moartea vând în totdeauna bine. O dovedesc și ziarele vremii care au ținut prima pagină luni în șir cu speculații atât cu privire la sfârșitul artistului cât și cu privire la viața dublă pe care acesta o ducea. Cert este că prin cazul Mihalea homosexualitatea intră brutal în dezbaterea publică. În ce privește orientarea sexuală de tip homosexual, această orientare nu este cu nimic diferită de cealaltă în ce privește motivația, sentimentul de iubire, de dragoste și așa mai departe, pe care partenerii și-l poartă reciproc. Numai că populația, grupul care adoptă această preferință, este mai mic. Datorită acestui lucru, puținătatea acestor relații face ca, dintr-o anume perspectivă, rupturile dintre ei să fie resimțite la nivel de necesitate șocantă, cu multă violență, în așa fel încât partenerii au de fiecare dată, cel puțin din experiențele noastre, sentimentul răzbunării, sentimentul de a-și aduce din nou relația. Cine l-a asasinat într-un mod atât de sadic pe compozitor? Cui i-a folosit această moarte? Ce se ascunde în spatele acestei crime? Erau întrebări la care urmau să răspundă anchetatorii și totodată întrebări care se aflau pe buzele tuturor, de la presa de scandal până la publicul larg. Notorietatea de care se bucura Ioan Lucian Mihalea a pus o presiune enormă asupra echipei de anchetă, așa cum de altfel declara și un fost coleg de-al meu, participant activ și el la investigații. Evenimentul în sine a declanșat ca mass media să-și formuleze ea însă și ipoteze și verificări, dar mai ales faptul că întreaga opinie publică era revoltată de asemenea Ioan Mihalea. Era un artist bine cunoscut în cultura românească la vremea respectivă.
Ioan Lucian Mihalea a înființat la începutul anilor 70 grupul Song. Era un cor studențesc care nu interpreta melodii patriotice, care trăia muzica și cânta cu plăcere. Imediat după înființare, grupul se bucură de notorietate, atât prin aparițiile publice, cât și prin cele televizate. În perioada 1974-1980, grupul susține numai puțin de 1000 de spectacole, adică unul la două zile. Spectacolul festiv cu numărul 1000 s-a ținut la Sala Palatului în 1980. Grupul Song a fost o pată de culoare și de viață în realitatea cenușie a comunismului. În opinia lui Ioan Lucian Mihalea, primele trei calități ale grupului Song erau frumusețea, mai ales cea spirituală, la care ținem foarte mult. Urmau spiritul de echipă, fără de care nu se poate, și pe ultimul loc, dar nu cel de pe urmă, se situa importanta capacitate de mobilizare, fiind imposibil altfel să se realizeze 5-7 întâlniri pe săptămână. În paralel, Ioan Lucian Mihalea înființează grupul Minisong, cor de copii la care și-au făcut ucenicia artistică zeci dintre vedetele actuale. Cazul este extrem de interesant din perspectiva faptului că Ioan Lucian Mihalea a fost o personalitate publică. Interesul și șocul resimțit de societate a fost foarte mare vis-a-vis de întâmplarea aceasta tragică. În dimineața zilei de 30 noiembrie 1993, administratorul unui bloc din drumul Taberei, cartier din sectorul 6 al capitalei, observă ușa întredeschisă a unui apartament. Locuința aparținea lui Ioan Lucian Mihalea. El era cunoscut de locatari drept un vecin liniștit și discret, mai ales că ceilalți membri ai familiei lui, soția și copilul în vârstă de 3 ani la vremea aceea, locuiau la Pitești. Ajuns la fața locului, am constatat că ușa de la intrarea în apartament era deplasată, iar în interior, pe holul dintre sufragerie și dormitor, era cadavrul, într-adevăr, al lui Lucian Mihalea. Prezenta semne de violență la nivelul capului și gâtului. Locuința prezenta urme parțiale de răvășire, și, evident, urme de luptă dintre victimă și agresor. Cercetările încep imediat și se vor desfășura sub presiunea infernală a opiniei publice, care aștepta cu sufletul la gură prinderea criminalilor. Având în vedere celebritatea victimei, precum și orientarea sa sexuală, este necesar un scurt remember cu privire la modul în care societatea și autoritățile din România percepeau această problemă. Atitudinea socială cu privire la relațiile homosexuale a variat de-a lungul timpului, de la percepția că e un păcat minor până la reprimarea relațiilor homosexuale prin legi și mecanisme juridice și chiar pedepse capitale sau prin stigmatizare socială. Începând cu secolul 20, mișcări de eliberare sexuală inspirate de mișcările pentru dobândirea drepturilor civile au dus la schimbări în atitudinile sociale și în statutul legal al acestui tip de relații. În perioada următoare evenimentelor din 89, articolul 200 din Codul Penal al României, care incrimina relațiile homosexuale, devine inoperabil. În noiembrie 1996, sub guvernul Văcăroiu, a fost modificat, iar în 2001 să fie abrogat de către guvernul Năstase. Articolul a fost ultima lege românească care discrimina pe baza orientării sexuale, fiind abrogat sub presiunea societății civile și a Consiliului Europei. Am insistat asupra percepției orientării sexuale pentru că tocmai în aceasta stă cheia întregului caz și de la acest lucru au început și cercetările. Primii în vizor au fost luați tâlharii care jefuiau locuințele homosexualilor. De ce locuințele homosexualilor? Simplu, pentru că autorii mizau pe faptul că victimele nu vor reclama furtul, fie din cauza vechilor legi, fie din cauza posibilului stigmat pe care societatea l-ar aplica individului în cazul în care s-ar afla orientarea lui sexuală. Pentru că vorbesc faptele reale. Am avut foarte mulți uciși în casă, sugrumați, casele jefuite și foarte, foarte greu am ajuns la autor și de fiecare dată au fost infractori recidiviști care au avut acest mod de operare de a exploata persoanele de orientare sexuală homosexuală și de a se împrieteni, de a fi găzduiți, de a mânca acolo, de a se adăposti și la momentul propice de a omorâ persoanele respective și de a le jefui.
bijuteriile, banii, toate din casă. Orientarea sexuală a compozitorului era cunoscută și înainte de 89 de către organele de miliție. Se vehicula ipoteza că Suzana Gâdea, președinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ar fi îngropat dosarul în care se anchetau unele posibile infracțiuni de natură sexuală comise de Mihalea. Asta pentru că nu dădea bine ca unul dintre cei mai renumiți artiști ai momentului să nu se conformeze eticii socialiste. Pentru noi, ca ofițeri de poliție, Ion Lucian Mihalea nu era o persoană total necunoscută. În afara faptului notorității de om de cultură, Ion Lucian Mihalea din tinerețe avea înclinații de și conduită, nu și comportament de homosexual. Spun asta pentru că el, la începutul anilor 82-83, i s-a întocmit un dosar, dar datorită notorietății sale nu s-a dat aprobare de Direcția de Cultură a Municipiului București pentru a fi cercetat penal. Cercetările vor da la iveală fațeta ascunsă a vieții private a lui Mihalea. Având în vedere modul aproape subteran al acestor relații, solistul a avut mai multe altercații de-a lungul timpului cu cei pe care îi acosta. Una dintre ele s-a lăsat cu multe vânătăi și intervenție medicală de urgență. Căuta să-și găsească parteneri în zona preferințelor sale și într-una din seri, pe la zona Plevnei, pe aici pe undeva, acostează. Are inițiativa, deci el venea de la repetiție și niște puști care jucaseră tenis veneau de la terenurile de tenis. Îi acostează, văzându-i și intuind cumva că ar fi niște tineri moderni care ar putea să aibă o opțiune, o preferință sexuală comună cu ei, le propune finalizarea unor contacte de acest tip chiar în părculeț acolo. Ăștia turbează. Și nici mai mult, nici mai puțin, îi trag o bătută. Chiar dacă la caz lucra de dimineața până noaptea târziu un colectiv de peste 50 de anchetatori, cercetările băteau pasul pe loc, iar presiunea creștea. Opinia publică începuse să creadă că autoritățile ascund oamenilor adevărul pentru a proteja o persoană suspusă. Până la urmă, această percepție s-a dovedit a fi greșită. Presiunea mediatică era foarte mare pe colectivul de anchetă, dar în același timp era presiune și din cadrul structurilor ierarhic superioare ale Poliției Capitale. Lucram sub aceste două categorii de presiune, susținut de dimineață până noaptea și până a doua zi, ca să putem rezolva acest caz cât mai repede. Anchetatorii au lansat mai multe ipoteze de lucru privind autorii. Un grup care se ocupa de tâlhărirea homosexualilor, răzbunarea unui părinte care avea copilul în mini-song și ar fi fost agresat sexual de Mihalea și un posibil partener care a acționat din frustrare și gelozie. Lipsa urmelor de forțare a ușii apartamentului arată că agresorul sau agresorii erau cunoscuți de victimei. Modul în care a fost ucis Mihalea cu zeci de lovituri arată mai degrabă răzbunare pasională, disimulată în jaf. Până la urmă, ultima ipoteză a fost cea valabilă, așa cum o vor demonstra și declarațiile autorilor după capturare. Munca anchetatorilor a fost enormă. Agenda lui Mihalea conținea aproape 5.000 de nume, persoane care au fost toate verificate. De data aceasta, câteva lucruri ne-au și încurcat vis-a-vis de ceea ce însemna Ion Lucian Mihalea ca personalitate. Multă lume nu știe. A fost un tip conflictual. Ion Lucian Mihalea a avut conflicte, a avut mici răutăți, era o fire caustică. De aceea a trebuit ca poliția, ofițerii de la investigații judiciare să lămurească potențiale conflicte cu aparență de latență, care ar fi putut să ducă cumva la un conflict în acesta nenorocit, sau real. Creionarea acestor aspecte nu este făcută pentru a pune o tușă negativă asupra personalității regretatului artist, ci pentru a scoate în evidență dificultatea anchetei judiciare. Trecutul unui om are fațete multiple, iar atunci când investigația pătrunde în intimitățile unei astfel de personalități, trebuie lămurite toate reperele existenței sale. Rezolvarea cazului vine de la o fotografie găsită imediat după crimă în locuința victimei. Ea reprezenta un tânăr pe litoral la plajă. Investigațiile în mediul homosexual duc la aflarea identității tânărului. Doru Duță, participant la anchetă, își amintește. În perioada de
finalizare a cercetării la fața locului, discutând cu colegul meu, Deciulescu Victor, am sesizat în biblioteca din sufrageria apartamentului o fotografie reprezentând un individ care stătea pe un prosop la plajă. Reanalizând tot ce s-a ridicat din locuința, am revenit și asupra acestei fotografii. Practic, demarând investigațiile cu această fotografie, am reușit să ne-a condus în aproape a 40-a zi de la comiterea infracțiunii la descoperirea unuia dintre autori, respectiv Nelu Gavrilă. În noaptea de 16 spre 17 ianuarie 94, Nelu Gavrilă, cunoscut în mediile homosexualilor cu porecla Bobița Neagră, este ridicat de la locul de muncă, stația de metrou Militari, unde lucra în tura de noapte. Urmează colegul și prietenul său, Ionel Păun, ridicat direct din pat la miezul nopții de către polițiști. Obiectele jefuite din locuința lui Mihalea sunt recuperate, Nelu Gavrilă purtând pe el, în momentul arestării, chiar geaca de blugi îmblănită a victimei. De aceea a fost o muncă complexă, au lucrat mulți polițiști, polițiști foarte buni. Toate aceste piste au fost îndepărtate, pentru că eliminarea de asemenea suspecților e o chestiune piatră fundamentală în cercetare, în așa fel încât apoi toate forțele s-au regrupat pe cei doi autori care s-au dovedit a fi fost făptuitori autentici. Cazul este rezolvat în aceeași noapte. Puși în fața probelor, cei doi criminali recunosc fapta și povestesc anchetatorilor amănunte din noaptea de 29 noiembrie 1993, noaptea în care au dat năvală în apartamentul artistului și l-au suprimat. Premeditarea a fost evidentă în acest caz, ei având asupra lor instrumentele cu care au lovit victima, un ciocan de lipit și un box. Înainte de a intra în locuință, unul dintre ei, Gavrilă, deșurubează neonul de pe hol. Criminalul se întoarce întotdeauna la locul crimei, spune folclorul. Nici de data aceasta nu a fost altfel. A doua zi după comiterea asasinatului, cei doi se întorc mai pe seară la locul faptei. Gavrilă, atent la detalii, și-a adus aminte acasă că a lăsat o amprentă pe neonul din hol și cei doi au venit să șteargă tubul. N-au mai apucat să intre în bloc, deoarece polițiștii păzeau intrarea, iar cercetările erau în plină desfășurare. Ancheta a stabilit ulterior că Nelu Gavrilă nu era un necunoscut pentru victima, întreținuse relații sexuale cu victima, dar după o anumită perioadă acesta a fost îndepărtat, lucru care i-a creat resentimente și la un moment dat chiar îl și ura pentru acest lucru. A fost motivul pentru care împreună cu Păun Ionel au pus la cale săvârșirea infracțiunii, în afara faptului că au dorit de la început să-l jefuiască, a fost și o răzbunare a lui Nelu Gavrilă. Asta explică și bestialitatea cu care l-au lovit și l-au omorât. Cei doi sunt profile de vagabonzi, existenți și colcăind în Gara de Nord, conform obiceiurilor, cu relații întâmplătoare în București, pe litoralul românesc, atrași într-o combinație din aceasta nefericită. Nelu Gavrilă și Ionel Păun, ambii în vârstă de 20 de ani, sosiseră din comuna Baldovinești, la București, pentru a-și găsi un rost. Au fost angajați la Metrorex, timpul liber și banii cheltuindu-i pe pasiunea lor comună, păcănelele. Lipsa unui cazier judiciar, ei neavând antecedente penale, a îngreunat cercetările. Anunțul că ucigașii lui Ioan Lucian Mihalea au fost prinși nu a satisfăcut nici presa și nici opinia publică. Noi, cei care am lucrat la acest caz, am fost dezamăgiți și indignați de acuzația că am fi fabricat niște autori pentru a închide dosarul. Pentru presa de atunci, mai ales, adevărul era greu de digerat. Puțini acceptau că un artist ca Mihalea avea cunoștințe care proveneau din medii atât de dubioase. Și mai ales că autorii crimei erau doi tineri banali. Dintr-o perspectivă a psihologiei mulțimii însă, e foarte interesant, sau a expectanțelor pieții, cei doi făutuitorii nu au corespuns imaginației sau așteptărilor respective. S-ar fi vrut un făptuitor cel puțin din lumea interpreților de muzică ușoară, cel puțin din lumea actorilor, cel puțin din lumea aceasta frumoasă, a showbiz-ului și așa mai departe. Oameni politici, cu alte cuvinte, nici ei n-ar fi putut să lipsească dintr-o astfel de combinație, de așteptare, de
expectanți. Rechizitoriul celor doi autori, Nelu Gavrilă și Ionel Păun, întocmit de procurorul criminalist Marian Nazat, a fost înaintat către Tribunalul Municipal București la 18 martie 1994. După un an de procese, ucigașii sunt condamnați la 25 de ani de închisoare, dar Curtea de Apel București a casat sentința și a dispus condamnarea lor la detenție pe viață. Presa speculează eliberarea condiționată a unuia dintre tineri, Nelu Gavrilă, la începutul anului viitor. Acesta a avut o comportare ireproșabilă în penitenciar și a trecut pe rând, după 8 ani de detenție, de la regimul de maximă siguranță la regimul închis, iar după alți 5 ani la regimul semideschis și în final la regimul deschis. În aceste condiții, pentru bună purtare, peste o lună, când se vor împlini 20 de ani de când a intrat în sistemul penitenciar, Nelu Gavrilă poate face o cerere de eliberare condiționată. Pentru a întregi portretul lui Gavrilă, vă spunem că imediat după arestare și în timpul cercetărilor a avut 3 tentative de sinucidere. Fără îndoială că reinserția socială este posibilă pentru amândoi sau pentru oricare dintre ei. Instituția aceasta a liberării condiționate este o instituție de drept care are tocmai aceste justificări. Când dovezile de îndreptare au fost certe, când comisiile îndrituite conchid, liberarea condiționată sigur că poate să existe. Eu cred în șansa pe care o poți acorda cuiva, în capacitatea lui de redimensionare a personalității. Și tâlharul de pe cruce a regretat faptele sale, cu atât mai mult un tânăr care conjunctural a intrat în această ecuație. Nelu Gavrilă, acum în vârstă de 39 de ani, este unul dintre puținii infractori care certifică utilitatea sistemului de reeducare din penitenciare și existența instituției liberării condiționate. Prin comportamentul său a demonstrat că fapta comisă acum 20 de ani a fost un moment de rătăcire pe care îl regretă și îl motivează prin lipsa educației și a discernământului maturității. Moartea violentă a lui Ioan Lucian Mihalea, o premieră nefericită în peisajul post-decembrist, arată că atunci când intri într-o lume străină, discreția nu este suficientă. Trebuie să ții măsuri concrete pentru a-ți apăra viața, deoarece poți cădea pradă celor care nu au altă lege decât lăcomia, sub al cărei imbold sunt în stare să ucidă. Orice ai face, important e să rămâi relaxat și să ai un Ciucaș aproape de tine. Pentru că oricând poți câștiga la promoție, pune mâna pe un Ciucaș rece și poți câștiga 10 premii câte 10.000 de euro sau una dintre cele 1.000.000 de beri Ciucaș. Să înceapă relaxarea. Da, mulțumesc! Super! Mamă, doar ce am comandat online și produsele sunt deja pregătite. Bine, mă, bravo! Tu chiar te duceai la internet? Camandaia e bine! Am aflat că în Timișoara, siguranța oamenilor este la loc de cinste. E spectaculos, e ca în filme. Da, da, da. Și sunt mașini moderne, cumpărate cu bani europeni. Sunt curios să văd cum se desfășoară o intervenție de genul ăsta. Gata, s-a terminat cu bine. Noroc și cu tehnica asta nouă care ne ajută foarte mult să scurtăm timpul de răspuns. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook. Când am fondat această companie, am știut că va ajunge cea mai de succes de pe piață. Acum a venit momentul să-mi aleg succesorul. Am mare încredere în domnul la costum. Eu? Na, băiatul cu ceasul. Watchshop.ro. Ceasuri care te scot în evidență. Uite, mă, asta ar fi tare. Gicu? Aoleu. Păi ești nebun! Camandaia e bine, bine! Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting. Baby, I've been loving through the sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been loving, praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting.
bruschete pentru tine. Nici o problemă, se spală. Detergentul meu pudră n-ar face față acestei pete dificile. Perfil Duo Caps poate. Soluție concentrată de îndepărtare perfectă a petelor și extra strălucire. Pentru o curățenie perfectă. La lumină se vede clar. Extraordinar! Persil Duo Caps. Voi cumpăra și eu. Curățenia perfectă înseamnă Persil. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La București, la începutul anilor 20, s-au pus bazele filmului românesc de animație. Calculatoarele acestea sunt de 10 ori mai rapide decât un calculator considerat performant. Fondurile europene ne-au asigurat accesul la tot ce înseamnă tehnologie avansată. Altfel, n-am fi reușit să facem un film atât de modern. Can music make you immortal? The first 3D animation film in Romania. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook. Vrei să vinzi sau să cumperi ceva? Intră pe anunțuri.realitatea.net sau sună la 021-569-8997 pentru asistență. În 15 ani de recomandări am câștigat încrederea a milioane de români. Astăzi le mulțumim tuturor cu 15% cadou la găleata de 15 litri. Dar de unde o fi gustul ăsta fără seamăn a iaurtului Cedra? E gustul Ardealului. Din lapte de vacă, bivoliță și oaie, facem un iaurt bogat cum nu s-a mai pomenit. Cedra de la Napolact, din bunătatea Ardealului. În bucătăria mea aleg doar ce e mai bun și nu avem timp să lăsăm vasele murdare la înmuiat ore întregi. De aceea am încredere doar în cel mai bun pur, noul pur gold cu efect de înmuiere. Este de două ori mai concentrat și îndepărtează murdăria dificilă fără să înmoi vasele timp îndelungat. Cel mai bun pur pentru bucătăria mea. Încearcă-l și tu, noul pur gold. Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență, Kebene Plus, combinație unică în România, acționează în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus. Și starea de bine revine. Prinde cele mai bune oferte pentru școală pe ocazii.ro. Găsești îmbrăcăminte, ghiozdane, încălțăminte, cărți, telefoane, rechizite. Cumpără pe ocazii.ro la prețuri avantajoase. Mergem spre Râșnov. Mi-a fost recomandată o pensiune nouă în zonă. Să aruncăm o privire. Învățați călăriți, da? Da, pentru un rol. Sunteți actor? Da, vin de la București pentru că ești. Pensiunea e pusă la punct cu bani europeni. Frumos, foarte frumos. Am construit sala de evenimente și centrul de echitație pentru care am angajat personal specializat. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook. Când durerea nu te lasă să te miști, te ajută Voltaren Emulgel. Pătrunde rapid prin piele, asigurând în profunzime concentrația maximă de substanță activă pentru un dublu efect. Calmează durerea și te ajută să te miști din nou. Voltaren. Bucuria mișcării. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nu-și vor imagina niciodată cât de greutate ai cărat pe proprii tăi umeri. Dar dacă ar ști cât ai făcut ca să le construiești o casă durabilă și rezistentă, ar da orice să-ți mulțumească. Cimentul Structo Plus de la Holcim. Pentru constructori demni de recunoștință.